Tragedia femeilor din Moldova este parcă jucată pe scenă în momentul în care acestea ajung la disperare după ce ani buni au fost maltratate de soții lor. Curajul este un exemplu de dârzenie și o lecție pentru alte femei care vor să înfrunte violența domestică și să denunțe abuzul conjugal. Larisa Burcă, ajunsă la 61 de ani, povestește cu groază de chinurile pe care a fost nevoită să le suporte din partea soțului. O bătea pentru orice, că nu era mâncarea caldă, că s-a uitat urât la el și pur și simplu pentru faptul că i-a ieșit întâmplător în acel moment în față. Femeia susține că și-a educat singură cei 4 copii, iar din cauză că fetele au văzut că acceptă această teroare, după ce s-au măritat, au avut și ele aceeași soartă. Iar astăzi, după ce a rămas singură, femeia afirmă că n-ar mai trăi nicio zi cu acel bărbat. De fapt, am fost cu soțul într-o clasă, am învățat. Eu am învățat foarte bine. Am terminat școala cu nota de 5, cum era pe timpul acela. Am intrat la școala de medicină din orașul Bender. Și așa a fost viața, pe sine, așa s-a dat că ne-am căsătorit-ne. El a venit din armată și ne-am căsătorit-ne. Cam desă eram bătută. Încă bine că părinții mei au fost alături de mine. Am în vedere, dacă mă lua la bătut, așa desculț cum eram și dezbrăcată, repede fugem la părinți. Fugem la părinți cu copiii care, dovedem care fugeau de urma mea, care dacă erau la 2 ani, la 4 ani, pâinpuiți. Eu cum dormeam pe divan așa cu băițelul, cu ești mai mic de el. Încă gine că am pus mâna așa, m-a lovit cu fierul care de la plit, știți, ca cum în sate. Și m-a lovit, dacă nu m-a lovit pe mine, a lovit să-l lovească pe băiat în cap. Și eu am pus mâna așa și m-a lovit pe mine aici și mi-a țâșnit sânge de aici. E că așa a venit la lucru. Era curat în casă, era mâncare, era curat. Pentru nimic. Niciodată nu ne-l lămurie. Pentru ce mă bați? Pentru ce? Ce îți spune soțului? I-aș spune că nici o zi n-aș putea trăi. Vă spun cinstit. Nici o zi n-aș putea suporta și ei ce-mi spun. Mariana Potârlău din satul Fârlădei, raionul Căușenii, și-amintește cu groază de chinurile pe care a fost nevoită să le îndure de la mama sa. Femeia de 30 de ani afirmă că după ce a murit bunelul, mama care a născut-o, din cauza alcoolului s-a transformat într-un monstru. Indiferent de ce nu făcea, totul era incorrect, iar bătaia nu avea pricini. A fost impusă să muncească cu ziua prin sat pentru a se hrăni, a dormit iarna afară, iar când nu a mai știut cum să iasă din acest calvar, a încercat să se sinucidă. Femeia cu lacrimi în ochi povestește despre ororile prin care a fost nevoită să treacă. Nu fac tare greu. A lucrat cu zăvă. Mama, din acasă, nevoie, așteptă bine. N-avea cum să-l vadă pe tata și m-a bătit pe mine, că-i seama lui. M-a obiectat mama și gata milă la tată să mă hiruiască. Studiile mai arată că în sfera relațiilor de cuplu, anul acesta în țara noastră au fost comise peste 700 de infracțiuni ce atentează la valorile familiei. Astfel ne putem da seama cu ușurință că în Moldova femeile devin o pradă pentru bărbații lor imediat după ce se mărită. Unele dintre ele ajung să îndure tot acest coșmar întreaga lor viață. Vera Josan povestește că 47 de ani conviețuiește cu soțul ei, iar în acești ani au avut de toate. Bătaia însă din partea soțului n-a ocolit-o nici pe ea. Când îi bat, tot timpul că se prișine. Tot timpul, ea cadeam în 47 de ani trăiesc. Și trăiesc gine, avem de tăti și copii, trăiesc gine. Am udeam un nu pot ei să pui mâna pe mine, am udeam eu să aur de femeie. Dar atunci găsă prișină că să mai găsă undeva. Vă dudă să mai duce și vine și găsă prișină la mâncare și la culcat și la curățeni pe tot locul. Căta prșin și fietele mă scot eu, dar dacă nu vine vremea, le luam toate trei, iar am trei fete și le luam. Tata trăia alături și le luam și mă ducem la dâns și mă cucam. Și dimineața când mă străzea el, mă ducem acasă și ieșor și lui trecea ciudă
și așa și mergem mai departe. Tot timpul mă gândeam că s-a lepăt. Tot timpul și-a încercat și l-a lepădat și m-a zis la soacră-mea. Soacră-mea m-a luat, dar el să rămâi singur. Uf, Doamne, și apoi zic că e casa am făcut-o la părinții mei în ogradă. Și zic, unii să mă duc eu să lepăt casa și unii să mă duc eu cu trei copii. Și e că toată viața așa am trăit, tot timpul și îi spuneam și lui în pat. Ai noroc că casa e aici, dar te lepădam. Căsătoria Ludmilei Mitreanu de Raionu Căușeni a durat 3 decenii. În toți acești ani, femeia a trecut prin diferite chinuri, fiind bătută și maltratată de soț. Totul a început încă din primele zile după ce s-a măritat, iar tortura din partea celui pe care și l-a ales drept soț a durat până în momentul în care Maina a omorât-o înfipgându-i o furcă în cap. Femeia de 50 de ani cu 2 copii mari susține că întreaga ei viață adormea cu frica în sân, de teamă că soțul, revenind acasă, ar fi luat-o la pumn prin somn. A îndurat de toate, fiind maltratată și când era însărcinată, când copiii erau mici, iar atunci când chema poliția, coșmarul dispărea pentru câteva zile, ca ulterior să înceapă din nou. A fost salvată de fiica mai mare, abia atunci când aceasta a văzut-o însângerată de la acele furcii băgate în cap. Și atunci au decis împreună să plece de acasă. Pentru era drag să duc sprimbli și să vii să vadă tot făcut. Și eu tot făceam, avem familia mare, cu vaci, porci și 2 copii numai, faci un băiet. Eu singur a fost tată și mamă. Și noaptea vine dimineața și pe unii sprimbla, vine și căta probleme. Frică că el toată vremea vine, temei să nu-ți trag ceva în cap, să nu te... Bătăi erau tare. Scoarea toată vremea mă lua, stam prin bolniții. Așa am dus o viață. Dar dacă furca în cap, urât coarnele apucum. Când om miliția, eram tătă de sânge, tătă. Servea el pentru dânsul trăie, pentru familie. Au spus legea de la răzvod și gata, cu dânsul nu pot face nimic. El îmi spune la răzvod că eu iubesc, că eu așa, dar pe iubire vrace video miliția că și el de iubire cu bătăi. În satul Fârlădin din Raionul Căușin, bătăile au lăsat urme adânci pe corpul Maiei Țăran. Într-o comunitate din apropierea orașului Tighina, femeia și soțul ei au fost printre cei mai vestiți localnici. S-au făcut cunoscuți imediat după ce s-au căsătorit, când aceasta avea 19 ani, a fost nopită în bătaie imediat după nuntă. Bătăile nu au încetat nici în timpul sarcinii și nici după nașterea celor 2 copii. A fost nevoită să doarmă pe la vecin, afară, în scârta de fân, cu pruncul la sân, iar când mai nu i-a lăsat copilul invalid după ce o tigaie cu ulei încins a aterizat spre ea de fața asistenței medicale din sat, a fost scoasă din familie și plasată într-un centru maternal. Femeia afirmă că nici până astăzi nu ieșea din acest coșmar dacă nu intervenea asistenta medicală să o salveze. Dacă vine și te întreabă, ștași? Deși tași. Dacă răspunzi, deși vorbești și răspunzi. Iar că acum, la momentul, eu sunt aparat că am răbdat. Wow, câte ori am fost bătută. Eu, slava Domnului, că-ți vii, fiindcă acum, că m-a spus eu de mult, îmi pe la spitale, fiindcă mai n-am fost paralizată din motivele, din consecințele bătăilor astea. Și prin eu bătaie, prin eu și copiii, fiindcă de multe ori luam copilul în brață, motiv că adică nu o să mă bată pe mine. Dar el atunci mă pălește pe mine și copiii bătea. Odată am fetița mea de acum, e decedată, fiindcă eram însărcinată luna 7-a și am fost bătut foarte tare cu picioare. Și medicul mi-a spus de motivul ăsta că mi-a fost împlesnit tazul, adică să și-a născut copilul ăsta înainte de termen 7 luni de zile și oricum copilul a murit, dar nu mi-e din bătăile este. Ultima oară am avut, chiar să vă spun cinstit, am avut noroc cu surorii medicale, surori de patronaj, care era în teritoriu și eu, aflând să-mi fetiță mică de o lună de zile, născută. În momentul când ea vine să ridica la mine pe prag, să ridici să intre în casă, în momentul ăsta a zburat tot abapul cu ulei fierbinte și în momentul ăsta eu m-am întors cu spatele și norocul meu, aș spune norocul fietei, că nu s-a oparit copilul, că dacă cădea tot ulei și ala fierbinte față la fată, fata avea să, nu știu, vreau să-mi închipu și avea să fie. Și sora medicală, tamale era martor oculară, atunci la moment s-a întâmplat.
Și mie tot ce și-o zis, că el nu vrea să răspundă, să găsească într-o bună de, pur și simplu, două cadavre, un ograd, nu aș răspuns. Învățat așa, că adică, dacă spui și ieși în casă la tine, nu te primești societatea, adică nu-i bine, nu-i primit ca să spui. O femeie normală nu spune și ieși în familie la dânsa. O femeie normală trebuie să tacă și să pleci capul și asta-i tăt. Și Ina Fedorenko din satul Florica, raionul Căușei, neajunsă la maturitate, mama a doi copii încă mai simte teroarea tatălui care dispărea de acasă anumite perioade de timp, iar când se întorcea aș lua la pumne atât soția cât și cei 6 copii. Femeia afirmă că întreaga ei copilărie a fost un adevărat coșmar din care a ieșit abia atunci când s-a căsătorit. Ea povestește că în familiile în care există violență, copiii au cel mai mult de suferit. Tata tot pleca și neajunsuri fel de fel și când vineau nu era înțelegere. Nu se îndreaptă această rană, fiindcă este o rană adânc care nu se mai tămăduiește. Mama mea, de pildă, a răbdat atâția ani, fiindcă tot timpul se temea că are 6 copii. Și cui trebuiește ea cu 6 copii? Tot timpul se gândea la lucrul ăsta, că unde o să mă duc eu cu 6 copii și ce o să fac eu mai departe. Dar eu cred că nu era un, să spun așa, un motiv pentru copii. Că noi oricum pe tata foarte rar îl vedeam și oricum n-avea niciun ajutor din partea lui. Această femeie din satul Tocu spune că 10 ani în urmă și-a îngropat fiica mai mare după ce a fost omorâtă în bătăi de cel în fața căruia i-ar fi jurat credință. Femeia susține că după ce s-a căsătorit, fiica s-ar fi mutat în raionul Ștefan Vodă și nu știa de toate necazurile pe care aceasta le îndură. După ce a văzut-o de câteva ori plină de vânătăi, a încercat să o aducă acasă, dar că ginerile i-ar fi promis că nu mai pune mâna pe ea. Pacea nu a durat însă mult și s-a încheiat atunci când acesta ar fi omorât-o în bătaie. La 18 ani s-a măritat, dar o făși așa, bombii albastră, și au și gâni, cu lanțugul bătut-o, cu ăsta, să nu zici că ea ca era, că era tânăr și era gospodină și era curățic și stroieu și ei, stroieu. Coloșinii nu știe cu o bătie. Tăți vedeau cu bat, cu bati, cu ăsta ea. Eu parcă mă plâng pe mine că dacă era mai aproape, poate o dușim și poate o salvam. Poate o salvam. Rapoartele specialiștilor care analizează fenomenul violenței în familie ne spun că 63% din femeile din Republica Moldova suferă de violență în familie. Eu cred că aceste cifre sunt reale, fiindcă discutând cu persoanele, cu oamenii simpli din localitățile raionului nostru, ei spun că în fiecare a treia familie este violență. Încercând să înțelegem fenomenul violenței în familie, ne punem multe întrebări. Spre exemplu, de ce unii sunt victime, unii sunt agresori, de ce unele femei raptă violența 10 de ani, cum poți să înțelegi când ești abuzată, de unde să găsești forțe pentru a ieși din această mlaștină și pentru a avea puteri să trăiești și să-ți ridici copiii. Este cunoscut faptul că familiile ideale nu sunt. În fiecare familie sunt certuri, sunt conflicte, dar într-o familie armonioasă, într-un cuplu cu relații armonioase, chiar dacă sunt certuri, rămâne loc pentru respect, egalitate și dragoste. Spre deosebire de o familie unde este violență. Acolo principiul de bază este dorința agresorului de a deține puterea și controlul asupra victimei. Violența este un comportament intenționat. Are un caracter ciclic și nu se oprește de la sine. După explozii de violență vine o perioadă de blândețe în care agresorul ar putea să spună că nu se va mai repeta și după această perioadă iarăși poate apărea o altă furtună. Cu timpul actele de violență devin mai frecvente, perioada de liniște este mai scurtă sau poate dispărea cu totul. Ciclul violenței continuă și victima și agresorul cred că pot controla violența. În realitate însă violența poate fi controlată doar la început.
Este vinovată victima de ceea ce se întâmplă. Nici o persoană nu vrea să fie bătută, umilită, înjosită și niciun om nu merită să fie bătut. Victima nu poartă vina pentru ceea ce se întâmplă. Toată vina pentru faptele comise o poartă agresorul. Unii spun că victima provoacă agresorul. Trebuie să înțelegem prin ce trece victima. Fiind la o etapă din cercul violenței, la etapa când violența se acumulează, tensiunea crește, ea, trecând prin acest cerc, conștientizează că următoarea acțiune o să fie deja explozia, violența propriu-zisă. Așteptarea în sine este foarte complicată. Psihologic asta este foarte greu de suportat. Și atunci ea grăbește lucrurile ca această explozie să se producă și să vină odată liniștea. Dar gândul că cu asta se va termina totul este o iluzie. Cercul violenței va începe iar și de aceasta se va folosi agresorul. El va spune că victima l-a provocat, dar aceasta de fapt este doar o tactică a agresorului de a pune vina despre faptele sale pe umerii victimei. Atunci când o femeie este bătută de partener, persoana vătămată poate cere instanței un ordin de restricție prin care agresorul să fie evacuat din locuința comună. În plus, îi se poate interzice să se apropie mai mult de 200 de metri de victimă și să o contacteze telefonic prin e-mail sau poștă. Dacă agresorul nu respectă ordinul, ajunge în arest.